Și pentru domnul Tudorescu, știți că vă întreb pe dumneavoastră, doar că colegii liberali au mai fost în Consiliul Local până acum, dumneavoastră veniți din societatea civilă, ca partid, ca persoane din partid, în continuare, la primăria, în Consiliul Local Galați, pardon, nu există o transparență, cetățenii nu știu înainte ce hotărâri se vor lua, nici măcar textul hotărârii, dar anumite documentele suport care trebuie să fie publice, cât timp nu sunt clasificate sau secrete. Să publicăm toate documentele în suport înainte de ședință. Începând cu, te sentați în termen? Dați-ne un timp. Sunt niște proceduri interne de dezvoltat și niște mici chestiuni de comunicare între noi, unde se aprodează, cum să pun și așa mai departe. E vorba de următoarea ședință, nu asta. Nu vreau să te dau un răspuns apropo de treaba asta, dar mai devreme de jumătate de an, să zicem? Nu cereți un răspuns. Știam că o să întrebați lucrul ăsta, o să se întâmple. Am înțeles.